Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Ne dorim să răspundă magistrații pentru soluțiile pe care le dau, dar nu se aduc la lumină factorii care conduc la îndeplinirea defectuoasă a actului de justiție. Nu putem cere calitate fără cusur atâta timp cât magistratul soluționează dosare foarte multe într-un timp extrem de scurt. Structura subdimensionată a schemelor de personal de la structurile speciale ale Ministerului Public, care generează prin natura lor supra-solicitare neuropsihică. Este nevoie să fie un om care prin pregătirea lui profesională, prin pregătirea lui de viață, prin cunoștințele sale, să poată să evalueze situația, nu rece ca un calculator, să se poată pune în situația persoanei respective. Ce aș fi făcut eu în aceleași condiții? Seara, doamnelor și domnilor! Sunt Laura Manciu și mă bucur să vă regăsesc și astăzi la emisiunea Oameni și Păreri. Și astăzi vă propunem spre discuție un subiect controversat cu reverberații în viața de zi cu zi, justiția. Ne dorim să răspundă magistrații pentru soluțiile pe care le dau, dar nu se aduc la lumină factorii care conduc la îndeplinirea defectuoasă a actului de justiție. Nu putem cere calitate fără cusur atâta timp cât magistratul soluționează dosare foarte multe într-un timp extrem de scurt. Se fac bilanțuri de activitate, se urmăresc indicatori remarcabili, însă ar trebui să se facă bilanțuri cu magistrații care leșină, acuză stări de rău, se îmbolnăvesc și chiar decedează la locul de muncă. În urmă cu un an, o judecătoare de 42 de ani, mamă a 3 copii, a murit la ieșirea din ședință. Credeți că s-a luat vreo măsură de atunci? Volumul de activitate este tot colosal. E ușor să emitem critici atunci când stăm pe margine, când nu suntem implicați efectiv în problemă. Da, e la îndemână să-i atribuim justiției toată suita de atribute negative. Dacă am fi parte integrantă din sistem, am vedea altfel lucrurile, pentru că, repet, volumul de muncă este cumplit și nu se face nimic în această privință. În dezbaterea acestui subiect sunt împreună cu noi domnul procuror șef DICOT, Nicolae Petroșel. Bine ați venit! Bună seara! Bine, de fapt, bine ați revenit! Mulțumesc din nou pentru invitația adresată. Îmi face plăcere să fiu prezent în studiul nostru. Doamna avocat Diana Ciobanu. Bună seara și îmi pare bine să ne regăsim în aceeași formulă. Domnul grefier George Pârvu. Bună seara, bine v-am regăsit. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Și, nu în ultimul rând, domnul președinte al judecătoriei Buzău, Leontin Regulescu. Mulțumesc de invitație. Așa cum am spus și data trecută, este o adevărată plăcere să particip la astfel de emisiuni care fac cunoscute justiția. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi. În emisiunea trecută am discutat despre numărul foarte mare de dosare pe cap de judecător. Sunt, domnule președinte, sunt țări unde sunt foarte puține dosare per judecător. Care ar fi cauzele? Nu știu de ce. Să dau un exemplu, Germania. De ce în Germania sunt 4 dosare pe săptămână, a câte 15 minute, deci per total într-o lună ar însemna o oră, și la noi, cu toate că Germania are 80, acum dacă facem un calcul, 80 de milioane de locuitori și noi avem 20 de milioane, deci practic diferența este una foarte mare. M-ați dezarmat când mi-ați spus cât pe dosare judecă un judecător în Germania. Am un prieten foarte bun care este judecător acolo și mi-a spus că el intră doar cu puneri sub... intră doar cu puneri sub interdicție și doar cu evacuări. Atât. Da. Deci există o strictă specializare. Cu titlul de exemplu, la judecătoria Buzău, în anul 2018, încărcătura a fost de 1080 de dosare per judecător. Judecător în schemă.
în realitate, față de faptul că multe posturi au fost vacante, încărcătura a fost de 1380 de dosare per judecător, deci o medie, dacă o facem pentru cele 10 luni ale anului în care judecăm, înseamnă 140 de dosare pe lună. Cauze. Încep cu predispoziția noastră genetică spre a poporului de o sorginte latină, care este mai vulcanic și care întotdeauna încearcă să nu-și rezolve face-to-face problemele și apelează la justiție. Este celebra expresie pe care o găsim în sala de judecată, o întâlnim la părți, ce-o da judecătorul. De asemenea, instabilitatea legislativă, lipsa unei practici unitare, faptul că pronunțăm în țară, se pronunță cu privire la aceeași speță mai multe soluții, creează așteptări din partea justițiabililor și atunci, în loc să fie convinși că vor câștiga sau nu vor câștiga în cazul unei practici unitare, atunci când practica este diferită, încearcă și astfel se mărește numărul cauzelor. Trecerea de la un sistem la altul. Mă refer la un sistem social. Dacă până în 1990 accesul la justiție era aspru restricționat, era foarte restricționat, în prezent această libertate de care beneficiem are și această componentă. Libertatea de a accesa în justiție, de a formula o cerere și nu trebuie să uităm că numărul cauzelor a fost sporit și de legile privind restituirea proprietăților, atât în materia fondului funciar, cât și în materia imobililor naționalizate, care în fiecare etapă de aplicare a legii a generat noi și noi dosare. Trebuie să ne gândim că legea fondului funciar a fost modificată de 4-5 ori și fiecare nouă lege a introdus un nou termen de depunere și de formulare a cererilor. Încă noi am terminat de aplicat legea 18 din 1991 și încă mai avem pe rolul instanțelor dosare cu acest obiect, aplicarea legilor fondului funciar. De asemenea, mai sunt dosare. Un dosar cuprinde mai multe capete de cerere, adică mai multe dosare s-au înghesuit într-un dosar și complexitatea, eu zic, față de înainte, făcând comparație cu ce s-a întâmplat acum mulți ani în urmă, complexitatea este mai mare. Adică și gradul de dificultate al dosarelor crește, da? Nu sunt atât de simple precum erau atunci. Da. Normal că odată cu evoluția societății a crescut și gradul de complexitate, precum și așteptările cetățenilor. Un titlu de exemplu. Trebuie să ne raportăm la numărul autoturismelor și a vehiculelor din România. Corespunzător a crescut numărul plângerilor contravenționale. Dacă în anii de început ai societății noastre de după 90 erau câteva mașini și atunci se deschideau piețele pentru achiziția de mașini din străinătate, în prezent toate străzile sunt pline de mașini și corespunzător numărul plângerilor contravenționale a crescut. A fost chiar un fenomen odată cu introducerea camerelor de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR-ul din prezent, când pe rolul judecătoriei Buzău s-au înregistrat într-un an 15.000 de plângeri cu privire la rovineta, în condițiile în care numărul de judecători eram același, 24. Numărul de dosare a crescut de la 19.000 la 35.000 într-un an. Toate acestea produc o perturbare în activitatea unei instanțe și automat încărcătura mare conduce și la o durată mai lungă a judecării cauzei, care în final creează un sentiment de nemulțumire în rândul justițiabililor. Și specializările sunt multiple. O să dau aici exemplu, o să citesc exact
În afară de ce spuneam că este în Germania, că și judecătorii pe civil soluționează evacuări, da, și pune sub interdicție, în afară de acesta, tutelă și familie, înregistrări de stare civilă, cer în legătură cu asociațiile de proprietari, cereri de evacuare, cum am spus, grănițuire, strămutare de hotare, cereri posesorii, acțiuni în pretenție, răspundere civilă, răspundere contractuală, partaje și alte acțiuni derivate din drepturile reale, materia executării silite, cereri pe legea dării în plată, ordine de protecție și nu e doar atât, nu avem timpul necesar să le exemplificăm pe toate. Cum poate un judecător să, nu știu, să fie multifuncțional, să zic așa, să știe din toate, să mai aibă timp și de sine, în, nu știu, avalanșa asta de legi, că practic asistăm la o schimbare legislativă la fiecare pas, cum se pot conecta și la schimbări în același timp, să-și soluționeze și enormele dosare? Care e programul de lucru al unui judecător? Că am discutat în emisiunea trecută de programul de lucru al unui grefier. Care este programul de lucru? Să știe și populația. Da. Judecătorul se specializează din mers. Primele 5 minute este judecător de minori și familie, în care judecă divorț, pensii de întreținere sau 10 minute în sala de judecată, după care trece în următoarele minute la un dosar de comercial, un litigiu comercial între două societăți comerciale cu o valoare a pretențiilor mai redusă ca obiectul să fie de competența judecătoriei. După ce a terminat cu comercialul, trece în partea de contencios administrativ și judecă niște plângeri contravenționale, plângerile formulate împotriva proceselor verbale. Deci asta înseamnă o specializare. La instanța noastră avem completuri specializate, în sensul că avem completuri care judecă plângerile de fond funciar, dar și completuri specializate în judecarea cauzelor de minori și familie. Mai nou a fost descoperită această instituție de către populație, Ordinul de Protecție, și nu vă ascund că ne întâlnim cu un val de astfel de cereri. Săptămânal avem 40-50 de cereri. Deci instituție nouă înființată și descoperită de populație și din orice ajung în fața unui judecător pentru stabilirea unui ordin de protecție. Glumeam cu colegii mei că nu o să avem străzi suficiente pe care să circule justițiabilii pentru a păstra distanța de 200 de metri, de 500 de metri, ca să vă dați seama de numărul cauzelor. Să nu se facă o confuzie, că ați spus că la noi judecătorii sunt specializați, dreptul familiei, da, și funciar. În afară, adică sunt specializați în afară de enormitatea de care celelalte, vorbeam. Celelalte obiecte sunt de competența ambelor categorii de judecători. Dar am făcut o primă specializare în această direcție. Cei care judecă fond funciar să nu mai judece și cauze de minori și familie. Un alt demers făcut la nivelul instanței noastre a fost crearea de completuri diferite pentru ca în materia cauzelor urgente judecata să fie cu celeritate, de exemplu în cazul contestațiilor la executare, în cauzele se judecă cu celeritate, pensiile de întreținere. Acestea sunt cauze care se judecă inclusiv pe timpul vacanței judecătorești. Și programul de lucru? Păi, programul de lucru al judecătorului este flexibil. În ce sens? După lege ar trebui, sau după regulament, el să asigure prezența în fiecare zi a judecătorului la instanță, dar nu între anumite ore, cum este în cazul grefierilor de la 8 la 14. Deci, flexibilitatea îți asigură posibilitatea să-ți alegi un program în așa fel încât să-ți aduci la îndeplinire toate atribuțiile de serviciu și să nu stingherești activitatea celorlalți. Da. Și factual, și flexibilitatea astăzi la judecătoria Buzău se traduce astfel. Ajungi la 8 și nu știi când pleci. Programul fiind flexibil, dacă vă duceți într-o zi de sâmbătă sau duminică la instanță, așa cum spunea și domnul grefier de la Focșani, ai impresia că ești într-o zi de lucru. Adică din cele 80 de persoane cât funcționează la instanța noastră, 45 de grefieri și ar trebui 34 de judecători, dar suntem numai 23,
găsești în jur de 40 de persoane la serviciu. De regulă, într-o sâmbătă și o duminică, când toată lumea ar trebui să stea acasă, la instanță găsești circa 40-50 de judecători și grefieri care vin de bună voie ca să își poată îndeplini atribuțiile de serviciu, adică să tehnoredacteze în cazul grefierilor sentințele sau încheierile de ședință, iar în cazul judecătorilor să motiveze hotărârile pe care le-au pronunțat în cursul săptămânii. Este o muncă dificilă, este o muncă care necesită timp, nu numai pentru soluționarea cererilor, dar și pentru documentarea noastră, pentru studierea practicii în alte curți de casație și justiție, studierea deciziilor curții constituționale, care sunt obligatorii de aplicat în spețele pe care le judecăm. Mai repetați, vă rog, care este schema și câți funcționează efectiv? Câți judecători funcționează la Judecătoria Buzău? La Judecătoria Buzău, în prezent, suntem 23 de judecători dintr-o schemă de 34 de judecători. Din cei 23 de judecători, 6 sunt judecători stagiari, judecători care au o competență redusă, judecă plângeri contravenționale în care sancțiunea aplicată este sub 10.000 de lei și toate acțiunile civile și comerciale care au o valoare de până la 10.000 de lei. Deci micile acțiuni în pretenții îndreptate unii împotriva altora cu o valoare de până la 10.000 de lei. Deci efectiv judecători definitivi suntem 17, din care 4 în materie penală și 13 în materie civilă. Ar fi imperioasă o suplimentare a numărului de magistrați, observăm. Ar fi... Ordonatorul principal de credite cine este? Ordonatorul principal de credite este ministru. Ordonator secundar, președintele Curții de Apel, ordonator terțiar, președintele Tribunalului. Judecătoria nu are personalitate juridică, dar nu este o problemă care ține de ordonatorul de credite, pentru că aceste posturi există până la 34, ele sunt finanțate. Problema este că ele nu se ocupă. La majoritatea concursurilor organizate, se scot locuri puține și deși sunt scoase locuri puține, se ocupă efectiv și mai puține. De exemplu, la următorul concurs au fost scoase 38 de posturi de judecător. Am făcut așa un bilanț și am observat că s-au diminuat, adică ar fi trebuit, nu, să se suplimenteze și din contră s-a diminuat numărul de magistrați. Urmăream în 2003 erau 6.000, ulterior, după an bun, 5.500. Deci da. Numărul de posturi sunt aceleași, 6.000. Dar prin pensionare și numărul judecătorilor în activitate scade. Numărul judecătorilor și chiar și în rândul procurorilor. Noi ne confruntăm cu astfel de situație începând de prin anul 2009-2010. În 2004-2007, când am început cariera de magistrat, la Judecătoria Buzău toate posturile erau ocupate. Este adevărat că atunci schema era de 24 și încărcătura de 15.000 de dosare. Am ajuns tot cu acei 24 de judecători și la 35.000 și la 45.000. Ulterior, pe baza evoluției încărcăturii, a fost și suplimentată schema de judecători, dar niciodată nu s-a ocupat. Am înțeles. Grefieri, da? Care este relația grefierului cu judecătorul? Dumneavoastră sunteți statician, dar când a fost și grefier de ședință, sigur că da. Sau există mai multe categorii de grefier, ne puteți exemplifica? În sistemul nostru avem personal auxiliar de specialitate, încă îi mai spunem auxiliar, cu toate că participăm efectiv alături de judecător la înfăptuirea actului de justiție. Avem corpul grefierilor fiind format din grefieri arhivari, grefieri registratori, grefieri documentari și grefieri statisticieni și specialiști IT. Auxiliar personalului de specialitate avem aprozi, agent procedural și șofer. În proporție de 90% grefieri de ședință sunt grefieri cu studii superioare juridice. Relațiile dintre grefierul de ședință și nu numai, și de grefierul arhivar și registrator
Dar grefierul de ședință este cel care lucrează în proporție de 90% din timp cu judecătorul, cu președintele de complet. Se bazează, relațiile astea se bazează pe încredere reciprocă, pe un respect între grefier și judecător reciproc. Judecătorul așteaptă de la noi să ne ridicăm la un standard de pregătire profesională, de a duce la îndeplinire cu ușurință dispozițiile acestuia. Noi ne așteptăm din partea judecătorului să fim tratați cu respect ceea ce se și întâmplă, să ni se acorde încredere în ceea ce facem. Nu este musai să fim verificați pentru fiecare adresă întocmită și într-adevăr este semnată în final de judecător, dar creându-se o relație pe încredere reciprocă între judecător și grefierul de ședință, toată activitatea asta, cum spunea și domnul judecător, fiind și un volum mare de activitate, curge mai ușor în activitate. Referitor la volumul de activitate, cum spunea și domnul judecător, schemele de personal sunt aceleași. Volumul a crescut. La grefieri, volumul de activitate crește și datorită faptului că au fost desființate anumite posturi unice. Grefierul a început să preia și funcția de grefier statistician și de grefier documentarist. Avem diferite programe informatice pe care le lucrăm în paralel pe aceste sisteme informatice. Avem multe instanțe în țară unde s-a implementat acel dosar electronic. Practic, grefierul gestionează și dosarul în letric și în dosarul electronic. Ca justițiabilul să aibă acces de acasă, de la serviciu, la propriul său dosar. Și faptul că ne prezentăm în instanțe, în weekenduri, faptul că rămânem peste orele de program, nu duce la concluzia că nu ne facem treaba. Pur și simplu, volumul de activitate a crescut extraordinar de mult, iar schemele de personal nu au mai fost suplimentate. Avem propunere către Ministerul Justiției de suplimentarea schemelor de personal la grefier cu 1000 de posturi la nivel național. Spunem noi că măcar 250 de posturi să fie alocate la anul acesta. Codurile de procedură prevăd o schemă la un judecător, doi grefieri. Din păcate, nu se întâmplă asta. De multe ori este un grefier și la doi judecători. Un cadru mare, de multe ori, da? De multe ori este și un grefier la doi judecători. Se intră în complete colegiale, se intră în complete de apeluri, sunt complete de recursuri cu același grefier. Pentru tinerii telespectatori care vor să îmbrățișeze profesia de grefier, ce pași trebuie să urmeze? Este o profesie foarte frumoasă. În primul rând, trebuie să fie absolvent de studii superioare juridice, pentru că recrutarea grefierilor se face de regulă prin Școala Națională de Grefieri. Și pe lângă celelalte condiții, să ai cetățenie română, capacitate deplină de exercițiu, să ai cunoștințe de operare calculator, trebuie să fii și absolvent a unei facultăți de drept. În ultimii ani, Școala Națională de Grefieri nu a mai organizat concurs pentru grefierii cu studii medii, astfel că trebuie să fii și absolvent de drept. După ce reușește să intre, și spun reușește pentru că este un examen foarte dificil, nu este ușor. Imaginați-vă că după ce parcurgi 4 ani de facultate, mai ai nevoie să mai parcurgi o școală de grefier ca să poți să intri în sistemul judiciar. Gradul de dificultate este mult mai mare decât era, am făcut și eu o comparație între ce este. Se dădea este. Acum, nu știu, 5 ani și ce se dă acum. Sunt deci subiecte demne de comparat, nu pe aceeași linie, dar tind către subiecte de magistratură. Tind. Nu am ajuns acolo deocamdată, pentru că altfel nu ar mai fi. Nu și-ar mai dori nimeni să devină grefier dacă ar avea același grad de dificultate ca și subiectul de magistratură. E o profesie frumoasă, ne o asumăm, avem un cod deontologic, ne obligăm să-l respectăm. Când am ales această profesie, am ales să respectăm și dispozițiile acelui cod. În schimb, statutul nostru, care ne reglementează activitatea și profesia, este foarte depășit. Dacă în trecut erau acei grefieri dactilografi, veneau în sala de judecată cu acele robe gri și cu mașini de scris, astăzi grefierul a devenit foarte profesionalizat. În ce sens? Vă spuneam, studii superioare. Accesează tehnica de calcul cu diferite programe informatice, fie că comunică informatic cu penitenciarul, fie că comunică cu curtea de apel.
În sala de judecată, atenția grefierului este una foarte distributivă. Cu noile modificări în codul de procedură civilă, știm, o declarație a unui martor se ia holograf. Da? Adică martorul este întrebat de către avocat, grefierul scrie întrebarea, nu mai vine nicio reformulare. Martorul răspunde înainte să termine de scris grefierul, grefierul scrie în continuare la calculator. Dacă se respinge o întrebare în sala de judecată, grefierul notează cu pixul în caiet. Deci de multe ori sunt în sală, trebuie să fie atent și la judecător, și la martor, și la avocat, și la caiet, și la monitor, și la sonorizare, peste tot. O atenție extraordinară trebuie să aibă. Dar este o profesie frumoasă, poți să te bucuri de ea și mai mult în condițiile în care nu ai această încărcătură de acest volum de activitate. Avem posibilitatea să parcurgem o serie de programe de formare continuă, atât în țară cât și în străinătate. Avem posibilitatea să ne perfecționăm continuu cunoștințele. Avem posibilitatea ca de aici, și avem foarte mulți colegi grefieri care au fost admiși la Institutul Național de Magistratură sau direct în magistratură cu vechime de 5 ani în specialitate. Deci sunt oportunități foarte multe. Ai de învățat. Asta este clar, ai de învățat de la profesioniști, lucrez cu profesioniști, cu judecători, cu avocați, cu procurori. Lucrăm cu toții, cu diferite organe ale instituțiilor statului. Este o meserie foarte frumoasă. Aș vrea să avansez o distinție între profesia de judecător și cea de procuror. La procuror există o subordonare ierarhică, există un control. Deciziile procurorului superior sunt obligatorii pentru cel din subordine. Da, aș putea face și oarecare istorie în această privință, dar... Chiar v-aș ruga că înainte exista politicul, nu? Exista o imixtiune în 2004-2005, s-au schimbat lucrurile. Putem porni cu analiza de la prima post-revoluție, post-decembristă, de la legea de organizare judiciară din 1992, în care principiul controlului ierarhic era primordial. Ministrul Justiției numea procurorul general. Procurorul general avea influență covârșitoare în numirea procurorilor șefi de la parchete. Dispozițiile procurorului ierarhic superior erau obligatorii. În anul 1997, rolul ministrului Justiției a început să scadă. În anul 2004 deja, practic, dispozițiile procurorului ierarhic superior nu mai aveau același caracter de obligativitate. Ele trebuiau motivate strict, temeinic, iar în situația în care un magistrat aprecia că aceste dispoziții contravin legii, îi se conferea procurorului posibilitatea de a sesiza Consiliul Superior al Magistraturii în această privință, dacă procurorul respectiv considera că prin maniera de fixare a celor dispoziții, independența lui în soluționarea cauzei ar fi putut fi afectată și imparțialitatea lui. Din 2005, un an după 2004, când s-a consolidat această reformă legislativă, într-un cadru legislativ mai amplu, care a vizat și legile proprietății, s-a avansat pe această idee și, practic, posibilitatea de a trece un dosar de la un procuror la altul nu a mai existat deloc. Pentru că erau dese situațiile în care procurorul ierarhic superior putea dispune până atunci ca un dosar să fie luat de la un procuror și trecut altui procuror. Motivația, nu vreau să o dezvolt, practic toate aceste etape au însemnat o evoluție în aprecierea atribuțiilor procurorului. Pentru că, într-adevăr, Constituția, legile spune că el își desfășoară activitatea pe principiul legalității, imparțialității, controlului ierarhic și sub autoritatea Ministrului Justiției, articolul 132 din Constituție, practic o autoritate înțeleasă în majoritatea cazurilor jurisprudențiale, inclusiv a legiuitorului constituant, de până în mai 2018, 30 mai 2018, ca fiind o autoritate ce ținea de administrarea în sine generală a actului de justiție, logistică la instanță și parchete,
evoluția legislativă, politica penală a statului, acolo se implica Ministrul Justiției. Practic, procurorul astăzi, putem să spun și împărtășesc experiența unei structuri, să zicem, speciale a Ministerului Public, a DICOT-ului. Aici, în cadrul acestei structuri, pot spune că principiul acesta al legalității controlului ierarhic este reglementat de dispoziții legale care au condus și la înființarea, cele care, prin care au fost organizate și înființate aceste structuri speciale ale Ministerului Public. Dar ca să vin în continuarea celor discutate anterior, aș putea spune că experiența nu este una tocmai bună în această privință. Asistăm la o situație constând în volumul foarte mare, complexitatea cauzelor, structura subdimensionată a schemelor de personal de la structurile speciale ale Ministerului Public, care generează prin natura lor supra-solicitare neuropsihică. Pentru că un procuror de la o structură specială nu are un program de lucru normat. Am putea spune că întotdeauna programul de lucru este depășit. Minimul este de 10 ore, dar adeseori activitatea se prelungește în timp. Aceeași problemă. Da. 12, 13, 14 ore și frecvente sunt situațiile. Și nu o spun evident pentru a scoate în evidență un anumit aspect, pentru că, dar din dorința de a stabili adevărul, sunt situații în care activitatea se prelungește și peste limita celor 24 de ore. Sunt frecvente situațiile în care, pe anchetarea unor grupuri infracționale, care uneori, vorbesc de experiența unei structuri care lucrează pe rețele de criminalitate, în care numărul suspecților sau persoanelor cercetate, audiate, pentru o acțiune care se declanșează și care trebuie adusă eventual, este propozabilă a fi adusă în fața judecătorului cu propunerea unei măsuri preventive, generează necesitatea audierii și a 30-40 de persoane. Într-o perioadă în care de 24 de ore trebuie să te pronunți asupra măsurilor preventive. Și într-adevăr apelezi la ajutorul altor colegi din teritoriu, concentrezi eforturile întregului personal din structura ta. Apropo, eforturile întregului personal, schema maximă de personal la o structură teritorială dedicat și așa este și la DNA, din câte știu eu, este de 3 persoane la un birou județean. Serviciile au mai mult, 8-9 persoane. Dar la un birou județean se concentrează activitate similară și chiar mai mare din punct de vedere al repartizării sarcinii uniforme pe procuror cele a unui serviciu. Și în orare au fost situațiile în care au trebuit audiate cel puțin 10-12 persoane într-o noapte, dintre care probabil pentru câteva din ele, jumătate, poate uneori chiar pentru toate, s-au propus măsuri preventive. Necesitatea ca în acest interval de timp să fie practic conivente sarcinile și cu cele ale altor persoane care au stat tot în birourile procurorilor pe timpul anchetei. Să spune, de exemplu, în cazurile de trafic de droguri și de consum de droguri, unde necesitatea era evaluării psihologice a subiectului propozabil eventual la arestare preventivă într-un termen de 24 de ore, am fost nevoiți să chemăm persoane, să chemăm psihologii în birou, să le asigurăm prezența pentru ca să poată fi efectuată activitatea cu celeritate, așa cum prevede legea, în 24 de ore. Mai mult decât atât, am putea spune că am efectuat această activitate uneori răspunzând cererilor apărării, pentru că audierea în sine nu înseamnă numai declarație, înseamnă și solicitări ale unei părți de a audia, dacă dorește să dea declarație, anumite pasaje din probatoriu, din probatoriu tehnic, vorbesc de supraveghere tehnică. Și atunci am avut în același birou cu noi și în aceleași 24 de ore și specialistul IT care asigura suport de la poliție ca să se poată face aceste audieri. Și atunci ce am făcut? Am plecat de astăzi, de exemplu, de la orele 9-10 dimineața, consecutiv unei activități eventual de percheziționare domiciliară care începea undeva pe la 5-6. Am desfășurat activități toată ziua până spre 3-4,
dimineața de audiere, ne-am întors acasă, am dormit câteva ore și am reluat activitatea, ce activitate? Activitatea de așezare a filelor din dosar, de trierea lor, de ordonarea declarațiilor, de coaserea dosarelor, de numerotarea lor, de investigarea bunurilor ridicate la percheziție și undeva, poate spre orele amiezii, dar un exemplu, pe la un 14 am ajuns la instanță cu o propunere cu toate volumele de arestare preventivă, după care același procuror, de obicei cel care a coordonat ancheta procurorului de caz, asigura de regulă prezența în sala de judecată pentru susținerea propunerii. Și după, într-un cadru fericit în care subiecții se prevalau de dreptul de a nu da declarație, se termina repede, dar dacă dădeau declarație tot 10-12, la orele 22, a doua zi, își termina activitatea și procurorul de judiciar. Să înțelegem că procurorul, magistratul, nu mai are viață personală. Aș vrea să vă întreb, subordonarea asta ierarhică creează anumite vulnerabilități? Din punctul meu de vedere, dacă împărtășesc experiența structurii în care am lucrat, ar trebui să se manifeste această subordonare ierarhică în dispoziții scrise, motivate, ale procurorului ierarhic superior, care s-ar materializa într-o rezoluție, într-o rezoluție motivată. N-am întâlnit situații, și trebuie să spun, în care astfel de rezoluții să existe, pentru că, în general, în etapa de anchetă penală, cel puțin prin experiența structurii în care am fost, s-a lucrat în spirit de echipă, astfel încât conducătorul parchetului, de multe ori prezent efectiv la astfel de activități, cunoștea practic întreaga activitate desfășurată și o superviza, astfel încât nu au fost situații în care să se infirme astfel de rezoluția de procurorului de caz. Din punctul meu de vedere, nu cred că după anul 2005, în ciuda prevederii constituționale, au existat cazuri de imixtiune a procurorului ierarhic superior în activitatea altui magistrat, cu excepția acelor cazuri care necesitau o corecție a activității desfășurate prin prisma prevederilor legale ale legii, dar acestea sunt foarte puține. Sunt situații în care, de pildă, se încălca flagrant în activitatea de instrumentare a cercetărilor penale, drepturile subiecților anchetați, nu li se prezentaseră toate faptele și în aceste condiții, sigur că intervenea în spiritul legalității procurorului superior ca să cenzureze într-un sens benefic actul de urmărire penală. Deci eu cred că astăzi, în practică, foarte puțin intervine practic un act discreționar al procurorului ierarhic superior. Până în 2005 am trăit și această experiență. Era posibil ca procurorul ierarhic superior să infirme un rechizitoriu, să nu împărtășească soluția procurorului de caz până prin anul 2000, deci putea practic el să preia dosarul de la procurorul respectiv, să-l transfere altuia printr-o simplă rezoluție. Astfel de situații nu mai sunt posibile. Înțelegem că astăzi procurorul este independent pe decizia pe care o dă, da? Da, din punctul meu de vedere. Dacă excepția acelor cazuri limită pe da, care le-am expus, vorbim de regulă, excepțiile le lăsăm pentru altă dată. Da. Excepție confirmă regula. Da. Toate aceste activități, atât ale judecătorului cât și ale procurorului, sunt însoțite de avocat. Fie că mergem la audieri și se cere prezența avocatului, fie că mergem în sala de judecată, se cere prezența avocatului, avocatul la rândul lui este prezent. S-a încercat și vi s-a relatat sau vi s-a spus activitatea greoaie. Gândiți-vă că aceeași muncă o produce și o efectuează și avocatul. Merge alături de judecător în instanță, merge alături de procuror la audieri, vine, realizează la rândul lui apărarea cu clientul, dacă este în stare de libertate sau nu, studiază dosarul, iar a doua zi, în propriu a doua zi, sunt situații în care ne depunem cereri la instanță la 1 noaptea ca să ne raportăm a doua zi, ne aflăm în sala de judecată a susține cauze. Asta înseamnă o activitate desfășurată. Dar, repet, toate aceste lucruri se fac și în prezența avocatului. Da, este indispensabil, până la urmă, actului de justiție. Corect, dacă ne raportăm la emisiunea anterioară, președintele judecătoriei Buzău a spus lucrul acesta. O justiție fără avocat nu se poate realiza, cum de altfel nu se poate realiza fără grefier, fără procuror și fără judecător. Cum facem distinția între avocați care
Da, sunt înscriși într-un barou și avocați care practică în barourile BOTA. Ce sunt barourile BOTA și cum știu telespectatorii noștri dacă într-adevăr este un avocat în bun de regulă cel care este în fața lui? Știți, da? Știți că a fost o problemă foarte mare cu acest barou BOTA, inclusiv pe desfășurându-mi activitatea 90% pe raza de activitate a baroului Buzău. Au fost câteva situații pe care chiar eu personal le-am surprins la judecătoria Buzău, unde au apărut astfel de persoane care în diferite dosare prezentau delegații ale baroului BOTA și chiar judecătorul, președintele de complet, o persoană extraordinar de atentă, a sesizat lucrul acesta și a întrerupt, să spunem, activitatea, să nu folosim termenii juridici, dar a întrerupt activitatea persoanei care s-a prezentat. În ceea ce privește baroul Buzău, a avut chiar pe rolul judecătoriei Buzău și pe rolul tribunalului adresate plângeri penale împotriva persoanelor care au făcut parte din baroul BOTA, iar la ora actuală acestea nu mai sunt, nu mai activează. Problema se pune la nivelul barourilor cu personal foarte mult, de exemplu cum ar fi baroul București, unde sunt peste 18.000 de avocați, pledanți sunt în jur de 9.000 de avocați, iar aici situația de a ține un anume nivel, de a coordona, de a putea să identificăm persoanele care fac parte din cadrul acestui barou, este foarte greoaie, pentru că au realizat, așa cum am înțeles în ultimii ani, inclusiv împuternicirea asemănătoare celor de la baroul București. Nu știu dacă ați prezentat până acum, dar fiecare barou din țară a realizat acele contracte și delegațiere pe culori, diferite embleme specifice baroului respectiv, cu anumite elemente de identificare, tocmai pentru a se putea judecătorul familiariza cu astfel de modalitate de prezență în sala, împuternicirea delegației acelei avocațiale și de a putea să aibă o, să spunem așa, o cunoștință legat de modul în care se desfășoară activitatea în cadrul baroului. Ce înțelesesem în ultima perioadă de timp, că dumnealor, de fapt din ultimele discuții purtate și la nivelul baroului București, situația aceasta a fost tranșată la un moment dat prin respingerea tuturor încercărilor pe instanță de a le crea legitimitate și atunci barourile acestea au început să dispară ca funcționare. Nici nu puteau funcționa, suntem într-o lege specială, avem condiții speciale de funcționare pe care toți judecătorii le cunosc, deci nu putem să venim să funcționăm ca o societate. Cam așa era interpretarea dumnealor. Referitor la această chestiune, grefierul joacă un rol foarte important, pentru că este primul care intră în contact cu acel avocat, mă rog, sau cu acea persoană. În momentul în care acel avocat solicită dosarul la studiu, grefierul are o atribuție foarte importantă de a legitima, să-i ofere legitimația de avocat, să-i ofere împuternicirea avocațială. Este posibil să fie și avocat din baroul București, dar dacă nu are un interes legitim în acel dosar, doar să vadă ce este în dosar, se va lovi de un refuz. Și după care, ok, vine, vrea să studieze, singurul care poate să interzică să ia parte în dosar este judecătorul. În schimb, grefierul anunță judecătorul că s-a prezentat cu tărescu un dosar, că e posibil să depună o altfel de împuternicire, de reprezentare și nu neapărat avocațială, o încheiere, o împuternicire la notariat. Dar grefierul este primul care intră în contact cu acea persoană și este foarte important ca grefierul să cunoască exact, dacă este la o instanță de pe raza municipiului București, trebuie să cunoască exact ce culoare are acea împuternicire, o legitimație, o să îi știe forma. Și mai există tablou avocaților, în care poate justifiabil urmări tablou și altfel își dă seama dacă se regăsește sau nu sigur avocatul da. Respectiv pe tablou. Pe fiecare monitor din sala de judecată avem, băgăm doar două litere din nume și a apărut acel avocat. Dacă e suspendat, că poate să fie suspendat. Ați avut situații cu avocați de genul? La început, când încă nu se tranșase definitiv această chestiune, au pledat în fața instanțelor. Ulterior și în alta curte de casație și justiție a spus că dacă într-o situație în care asistența avocatului este obligatorie, acesta este asistat de un avocat din baroul BOTA, este considerată că nu poate fi considerată că acel justițiabil a beneficiat de asistența obligatorie.
Deci este clar că și pentru noi este o chestiune de legalitate, verificarea calității avocatului, ca acesta să fie înscris în Uniunea Barourilor din România și nu în barouri paralele. Există în mentalitatea colectivă imaginea judecătorului sau magistratului care duce o viață de lux și mulți acced în această profesiune pe criteriul acesta, aleg să îmbrățișeze această profesiune. Ce sfaturi le-ați da prin prisma avantajelor și dezavantajelor? Nu înțelegem ce înseamnă viața de lux. 8 judecători într-un birou. Da, care, asta e percepția. În care judecătorii... mai intră și 8 grefieri și mai vin și 3 procurori cu dosarele sau 5 polițiști, în care stai 20 de ore la serviciu, nu știu când petreci viața de lux. Este adevărat că veniturile sunt rezonabile pentru acest moment, dar chiar vreau să precizez că ele, în raport de evoluția celorlaltor salarii, au rămas în urmă. Și dacă ar fi mânați spre viața de lux, n-ar fi la nivelul judecătorilor în acest moment 350 de posturi vacante de judecători la judecătorii. Nu mai vorbesc de posturile vacante de la tribunale și curțile de apel. Deci cred că nu este o percepție generală că viața judecătorilor este o viață de lux. Nu o să intrăm în detalii în ce privește salariul, dar a stagnat sau, hai să zicem, s-a majorat infim față de celelalte categorii profesionale, într-adevăr. Raportat la volumul de muncă este un salariu mic. Raportat la volumul de muncă și interdicțiile pe care le are un judecător sau procuror. Dacă ești medic și lucrezi într-un spital, mai poți lucra la 2-3 cabinete particulare. Dacă ești judecător, nu poți fi decât judecător. Treceți-ne la revistă, așa, scurt, păi, incompatibilități. Deci nu poți fi decât judecător, nu poți să desfășori. Așa. Deci singura activitate pe care o poți desfășura în paralel cu activitatea de judecător este activitatea de cadru didactic în învățământul superior. În rest, nu ți este permis să faci nimic. Și cum universități nu sunt în toate orașele și județele țării, atunci singura noastră activitate este cea de magistrat. Este adevărat. Grefierul se bucură, între ghilimele, de această viață de lux, în sensul în care are aceleași incompatibilități și interdicții ca magistratul, ca procurorul și ca judecătorul. Unui grefier nu este permis decât să predea în instituții de învățământ. Deci aceleași incompatibilități. Aceleași incompatibilități. În schimb, când ajungem a discuta de salarizare și raportat la volumul de muncă, la timpul, la orele efectiv lucrate, grefierii au fost neglijați în ultimii 10 ani. Spuneam mai devreme, este frumoasă profesia, dar trebuie să se aplece factorii decizionali și asupra salarizării. Pentru că, până la urmă, noi trăim ca să muncim. Nu muncim ca să trăim. Da? Trăim ca să muncim. Da, într-adevăr. Asta, aici am ajuns. Aici am ajuns. Muncim 12 ore, ajungem acasă, iar o luăm de la capăt. Ați sfătui un tânăr, nu știu, să se orienteze către profesia de judecător? Da, în mod cert, da. Am parcurs mai multe etape, am mai multe funcții juridice, secretar de comună, consilier juridic, șef serviciu juridic într-un consiliu județean, dar de când am urcat scările Facultății de Drept din București, nu mi-am dorit decât să ajung judecător. Și nu pentru viața de lux sau salariu, nici nu, probabil că la vremea respectivă nici nu știam cât este sau care sunt veniturile, dar mi-a plăcut pentru ceea ce fac. Și așa îi sfătuiesc pe toți care vor să facă o meserie nobilă. Suntem cei care decidem de multe ori soarta altor persoane. Eu sunt foarte impresionat în materie civilă de judecătorul care împarte copiii pe românește, care îi atribuie unuia sau altuia dintre soții. Adică mie mi se pare că este o decizie care poate marca viața unui om definitiv. Adică dacă îl
îndreaptă spre părintele care trebuie, spre o educație care trebuie, el poate ajunge om? Dacă direcția este greșită, el poate ajunge justițiabil în partea de, din stânga să-l invoxa acuzațiilor? Înseamnă că judecătorul e și responsabil, însă e și responsabilizat în același timp. Da. Deci de aceea vreau să spun că nu trebuie să ne îndreptăm spre cariera de magistrat gândindu-ne la salariu sau la... Trebuie să ne gândim că este o meserie nobilă, că avem responsabilități foarte mari și că întotdeauna când lucrezi trebuie să te gândești ce ai simțit tu dacă ai fi de partea cealaltă a baricadei. Deci eu ca judecător trebuie să mă gândesc... Un exercițiu empatic, da? Da. Nu, și empatic, dar și tratamentul pe care îl ofer părților, trebuie să mă gândesc oare dacă eu aș fi în partea cealaltă, mi-ar conveni să se poarte cu mine cineva așa. De aceea tot timpul trebuie să ne raportăm și de aceea n-au introdus niște calculatoare pe, în loc de judecători, în care să bagi situația de fapt, limitele de pedeapsă și să iasă o sentință. De aceea este nevoie să fie un om care prin pregătirea lui profesională, prin pregătirea lui de viață, prin cunoștințele sale, să poată să evalueze situația, nu rece ca un calculator, să se poată pune în situația persoanei respective. Ce aș fi făcut eu în aceleași condiții, ca om? Și atunci înțeleg și reacția inculpatului și reacția persoanei vătămate sau suferința acesteia. Deci sunt lucruri pe care nu le poți judeca la rece, ci doar trecându-le prin experiența ta de viață. În lumina celor spuse de dumneavoastră, vreau să-l întreb pe domnul procuror, n-ar fi mai bine ca să realocăm, nu știu, banii pentru penitenciar, da? Pe zi de penitenciar, am înțeles că sunt sume foarte mari, pentru educarea, nu știu, a justițiabililor, în general? Da, probabil sunt programe și training-uri specifice ce se doresc a fi implementate, care se adresează comunicării cu justițiabilii. Astăzi se parcurg primii pași în această direcție. Sigur că este o activitate care trebuie bugetată corespunzător. Cred că banii destinați construcției penitenciarilor sunt bani pentru investiții și ar trebui alocați corespunzător, dar situația care derivă este de alocare, de găsire resurselor necesare pentru implementarea unui program serios de educație juridică a cetățenilor, care trebuie să înceapă chiar din școală. Foarte mulți au ales astăzi ca disciplină opțională în anumite localități, județe, această disciplină a educației juridice este absolut important pentru un copil care se formează să știe ce este acea normă de conviețuire socială, ce este acea normă juridică, ce drepturi și obligații are în raport cu semenii lui, în raport cu societatea în ansamblu, iar mai târziu să conștientizeze că mersul înainte, evoluția unei societăți, depinde de crearea unei mentalități bazată pe un spirit drept, justițiar. Asta ajută până la urma urmei și în rostuirea cadrului de ansamblu al unei societăți. Pentru că astăzi toți avem oarecum nevoie să ne exprimăm drepturile, să ne cunoaștem îndatoririle. Altminteri, o societate involuează, nu poate evolua. Eu cred că, într-adevăr, trebuie promovate astfel de programe, alocate resurse financiare pe partea sectorului juridic, atrași practicienii care pot oferi astfel de modele, de scheme de ajutor, de educare, de educație juridică a populației, pentru că un justițiabil care este mai educat, care știe sensul adevărat al accesului la justiție, ajută justiția și degrevează, practic, instanța și corpul judiciar de o serie de atribuții, scurtează durata proceselor și contribuie, practic, în mod benefic la mersul înainte al justiției. Este inclusiv ceea ce faceți dumneavoastră în această emisiune. Faptul că prezentați
din profesia de judecător, profesia de procuror, grefier, profesia de avocat, aduceți informații publice, cum se desfășoară un proces, ce înseamnă, ce anumiți termeni, creează o bază în ceea ce privește pregătirea, să spunem, persoanelor care nu au contact cu această lume a justiției pentru a înțelege cât de cât se desfășoară acolo. Asta este punctul meu de vedere și vă mulțumim că faceți acest lucru. Raportat la această întrebare, este adevărat că ar trebui alocați bani și în penitenciare pentru a evita tratamentul inuman și degradant al celor care ajung acolo. Dar în același timp este adevărat că ar trebui alocate fonduri și găsite metode de educație. Întreaga legislație penală după 2014 încoace, noua legislație penală, este bazată pe o altă filozofie. Deci, pedeapsa nu mai are un rol punitiv, ea are un rol educativ. Deci, plecând de la acest principiu aplicabil în legislația penală, ar trebui ca pedeapsa sau perioada pe care o petrec în penitenciar să reprezinte o adevărată perioadă în care să conducă la schimbarea percepției. Din păcate, în acest moment, din penitenciar ne vin specializați. Factor propice pentru dezvoltarea cât mai mult. Specializați pe alte metode infracționale. Învață mai mult. De exemplu, dar trebuie luate foarte multe măsuri. De exemplu, ar trebui dezvoltate foarte bine serviciile de probațiune. Că atunci când judecătorul îi aplică o pedeapsă cu suspendarea, acel termen de suspendare în care el este obligat să participe la activitățile serviciului de probațiune. Ce rol are pentru necunoscători serviciul de probațiune? Este cel care supraveghează executarea pedepselor neprivative de libertate, deci atunci când inculpatul primește o pedeapsă cu amânarea aplicării pedepsei, deci el nu este condamnat, îi se spune, uite, pentru ce ai făcut meriți cam 8 luni de închisoare și îți amân aplicarea acestei pedepse pe o perioadă de 2 ani în care eu te verific. Ei, în acești 2 ani, respectiv, inculpatul este verificat și controlat de serviciul de probațiune. Îi se stabilesc anumite obligații, eventual să urmeze niște cursuri. Aici suntem deficitari, că nu sunt instituții care să organizeze niște cursuri de astea care să aibă o finalitate. Adică nu doar să bifăm că a efectuat cursul respectiv, s-a dus 3 ore, a audiat ceva și n-a rămas cu nimic. Important este ca aceste cursuri să aibă o finalitate și ele să creeze în persoanele pe care le-au frecventat, să creeze un sentiment de respect al legii, posibilitatea să aprecieze în situațiile de risc în care s-au găsit sau în care se vor găsi și să găsească soluții non-violente sau alte soluții alternative de ieșit din astfel de situații. Deci, pe lângă sistemul de aplicare al pedepselor și cel privativ în penitenciar, ar trebui dezvoltate mult mai mult celelalte forme, adică o vedem în filme că se duc la psiholog, au ofițeri de supraveghere, se întâlnesc regulat. Ori la serviciu de probațiune, dacă se duc 800 de inculpați pe care noi i-am condamnat într-un an cu suspendare, sub supraveghere și ei sunt 6 consilieri, vă imaginați că nu este posibil și nu ne facem decât că ne educăm, nu facem nimic. Deci ar trebui o reformă amplă în acest domeniu. Și aici există o deficiență de personal în cadrul consilierilor de probațiune. Și asta e o tară, să spunem așa. Da, spuneți, sunt salutare cursurile de care vorbiți. Poate se implementează, cine știe, Doamne ajută. Mai cu seamă că mare parte din infracțiunile care se comit astăzi, din ce am observat eu, sunt săvârșite de persoane care provin din familii dezorganizate, din neimplicarea în școală. Deci, practic, da, persoane care n-au frecventat mediul nociv, școală. Mediul nociv și așa mai departe. Deci ar trebui, sper că tragem un semnal de alarmă în sensul Eu, acesta. Ca judecător, constat la 20 de ani că îl întreb ce ocupație. N-am nicio ocupație. Cu ce te ocupi? Stau acasă. Cine te întreține? Părinții. Atunci eu aș fi tentat ca o măsură de supraveghere să-l oblig să urmeze un curs de calificare. Ori astfel de instituții nu există. Că eu aș vrea atunci, ar trebui să existe un psiholog care să identifice
ce ar putea să facă din discuțiile cu el și să-l direcționeze spre un curs de specializare, un curs de pregătire profesională care să-l facă să aibă o meserie din care să trăiască și să nu mai fie tentat să săvârșească infracțiuni pentru traiul de zi cu zi. În completare, doamna Ciobanu? Vreau să spun așa, că sistemul judiciar nu se raportează decât la factorii aceștia de, să spunem, de decizie, judecător, procuror, avocat, organ de cercetare penală, polițist. Dar vedeți că mai avem și alte persoane care participă. Psihologul, serviciul de probațiune, cei care merg în momentul în care se fac acele condamnări ale persoanelor care săvârșesc diferite infracțiuni cu un grad foarte mic de răspundere, la muncă la folosul comunității, unde sunt acele societăți formate la nivelul primăriilor. Deci toate aceste persoane sunt cele care participă efectiv la crearea acestui sistem judiciar. Și cum spunea și domnul președinte, cum spunea și domnul procuror, avem nevoie de astfel de instituții create, raportat la ceea ce spunea dumneavoastră de educație. Dacă nu le avem în spate și nu avem oameni angajați care să susțină acest lucru, nu vom ajunge niciodată decât pe hârtie să bifăm și să dăm bine. Asta este punctul de vedere al unui avocat care are profesie liberală. Timpul afectat emisiunii a expirat. Vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp în programul dumneavoastră aglomerat să fiți astăzi cu noi și ați parcurs un drum deloc neglijabil. Mulțumim! Mulțumim frumos! Vă mulțumim pentru interesul cu care ne-ați urmărit. Așa cum nu dorim niciunui om să aibă nevoie de un doctor, tot așa vă dorim și dumneavoastră să nu vă confruntați niciodată cu situații de viață care să necesite intervenția justiției. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.